Două blocuri din Bacău au rămas fără acoperișuri în timpul furtunii de pe 15 iulie. După ce au trecut peste spaimă, locatarii s-au sfătuit ce să facă pentru a remedia stricăciunile. Primul lor gând s-a îndreptat spre societățile de asigurări. Au avut însă surpriza să constate că le este refuzată despăgubirea. Mai mulți proprietari de pe strada Miron Costin, blocul 19, rămas fără acoperiș, au o poliță de asigurare care îi acoperă în caz de catastrofă. Aceștia erau siguri că vor primi bani de la firma de asigurări. Au aflat însă că furtuna nu intră în categoria catastrofelor naturale. Ar fi fost despăgubiți doar dacă ar fi încheiat o poliță cu acoperire totală, dar pentru care ar fi trebuit să plătească mult mai mult. A luat acoperișul blocului și l-a dus în curtea fostei fabrici de confecții Bacău. Spuneți-mi, sunteți asigurați? Suntem o parte din locatari asigurați. Și pentru acoperiș? Și pentru acoperiș, bineînțeles, că este toți asigurați pentru dezastru. Ați discutat la firma de asigurări? Vreți primi bani? Nu, am discutat la firma de asigurări și au spus că nu ne încadrăm în... pentru că suntem rezidenți. Ce înseamnă asta? V-au explicat? Nu. Cum sunteți rezidenți? Ce înseamnă? Ne-a spus că fiind rezident nu se poate. Blocul avea deja asigurare cu toate formele autorizații de construcție, dar momentan, dacă nu scrie și în asigurare, dacă scrie catastrofică și nu scrie furtună, cei de la asigurări au spus, domnule, nu pot să despăgubesc pentru că nu scria furtună. Deci au niște criterii numai ca să încurce oamenii, dar și să nu-i despăgubească. Și asta este foarte greu. Și încercăm prin toate posibilitățile să apelăm la prefectură, la primărie, da, că oamenii ăștia trebuie să ajutați. Dezamăgiți de polițele de asigurări au fost și proprietarii apartamentelor din blocul 14Y din Cornișa Bistriței. Asigurările obligatorii s-au dovedit a fi simple foi de hârtie care nu îi protejează deloc pe asigurați. Suntem asigurat cu o asigurare din asta obligatoră, cu 131 de lei și s-a dus soția la ADAS acolo și a zis că nu avem niciun drept pentru asta. Dacă eram asigurat cu 300 și nu știu cât de lei, atunci poate avem un dreptul la asigurare, dar nu știu cât. Încolo nu nicio asigurare. Am fost pe la asigurări, v-am spus, însă asigurare dintre asta care o avem noi, asigurare obligatorie, nu are nicio obligație, spune ei. O să ne mai mergem, să mai facem demersuri, însă mari șanse nu avem ca să putem rezolva problema. Acoperișul blocului de pe strada Miron Costin zace și acum în curtea fostei fabrici de confecții. Plăcile de eternită s-au făcut zob și nu mai pot fi folosite. În Cornișa, acoperișul de tablă este împrăștiat pe spațiul verde. Locatarii muncesc de zor la sortarea bucăților de lemn care ar mai putea fi utilizate. Știind că nu vor fi despăgubiți și având posibilități financiare reduse, încearcă să recupereze fiecare cui sau bucată de tablă mai mare. Nu au nici măcar speranța că le va veni în sprijin administrația locală. În funcție de politica care se duce la pe plan local, nu prea văd că sunt dispuși să facă asemenea gesturi de caritate. Ei n-au bani să schimbe pubelele de gunoi, damite, așa ceva. De ce? Pentru că nu există unitate de vederi la consilieri. Între consilieri. Locatarii din cele două blocuri afectate grav de ultima furtună se bucură doar că încă nu plouă. Vremea nu va fi mereu de partea lor, așa că trebuie să găsească urgent o soluție, prin forțe proprii, fiindcă nimănui nu-i pasă de ei.